Pe Leonid și Sadam, doi frați din Chișinău, lipsiți de grija părintească, i-am găsit la gimnaziul internat numărul 3 din capitală. Tata e în Turcia, dar mama încă nu știu unde. Pentru ei, la fel ca și pentru alți peste 200 de copii, internatul a devenit a doua casă, unde se bucură de puținul pe care îl primesc. Ne hrănesc, ne jucăm, învățăm, sau lucruri noi. Am dorit să oferim mai multe, doar că nu avem posibilități, spune administrația orfelinatului. Banii alocați de stat sunt prea puțini pentru necesitățile copiilor. Prima problemă, hrană, a doua problemă, încălțăminte. Fotbal, crasoși care nu cumpărăm, costă 300 de lei și calitatea în Cină, iasă, maxim o lună, o lună jumate la băieți, la fete, două luni jumate. În sprijinul micuților abandonați de părinți, câțiva voluntari americani au decis să ne dea o lecție de solidaritate. În cadrul unei caravane de Crăciun, ei s-au mobilizat și au decis să pășească pragul internatelor moldovenești împreună cu Fundația Edelweiss. De astăzi, copiii de la gimnaziul internat numărul 3 vor încălța cizme noi. Vedeți că e creative. Правда, подожди, давай носочки поменяем. Новые сапоги, новые носочки. We're doing this because we love the children here in Moldova. It's a action of love that we've done for over 14 years. În cadrul caravanei de Crăciun, peste 7000 de copii vor întâmpina sărbătorile de iarnă cu încălțăminte nouă. Sunt convins că eforturile voluntarilor noștri vor bucura nespus copiii nevoiași din Republica Moldova, care vor primi în următoarele două săptămâni încălțăminte nouă pentru sezonul de iarnă. Iar inițiativa fundației noastre, Fundația Edelweiss, în parteneriat cu Fundația Cere, rezonează perfect cu spiritul sărbătorilor de iarnă, îndeamnă la solidaritate și responsabilitate socială. Proiectul susținut de cele două fundații va ajunge în mai multe internate din întreaga țară.